O bună dimineața! Val de accidente pe șoselele din România. Un bărbat în vârstă de 64 de ani și-a pierdut viața într-un accident tragic produs între două mașini și un tir pe drumul Național 2 E85 la ieșirea din Focșan, județul Vrancea. În paralel, în județul Hunedoara, patru mașini au fost implicate într-un alt accident, soldat cu rănirea a trei persoane, una dintre acestea fiind transportată la spitalul din Hațeg. Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri până la finalizarea cercetărilor. Panica a fost într-o parcare din municipiul Deva după ce motorul unei mașini s-a aprins din senin. Doar intervenția rapidă a pompierilor a făcut ca incendiul să nu se extindă și la alte autovehicule parcate în apropiere.